Ambulanța Smurd, în valoare de peste 650.000 de lei, achiziționată în luna octombrie 2012 în baza unui proiect cu finanțare europeană, nu a fost folosită din cauza lipsei de specialiști pentru medicină de urgență. Ministrul secretar de stat în Ministerul Sănătății a rezolvat situația, iar mașina este gata să intervină. Să vedem cu mașina de terapie intensivă când pornește. Am fost cu doamna dr. Cimpoie și am avut discuție și cu colegii de la ambulanță, cu noi medici de urgență care aveți în județ, care au fost angajați recent. Urmează să mai vină și alții în câteva săptămâni și atunci sperăm că în cel mai scurt timp, adică începând poate de săptămâna viitoare, chiar înainte să fie o oficial inaugurată, mașina de terapie intensivă să înceapă să funcționeze. Obiectivul de bază a acestei vizite a fost acela a stabilirii datei de pornire și de operaționalizare a ambulanței tip C, care, după cum bine știți, de un an de zile stăm cu ea în stand-by și așteptăm să-i dăm drumul. S-a hotărât acum ca luni pe 21 ambulanța să plece la primele cazuri. Deschiderea pur oficială de tăierea panglicii va avea la câteva zile. Este singura ambulanță tip C1 din județ. La Serviciul Județean de Ambulanță mai sunt două ambulanțe tip C2. Deci este cea mai performantă ambulanță de la nivelul județului Vaslui. Va interveni strict la probleme urgente, la situații medicale urgente, urmând ca inaugurarea oficială să aibă loc pe data de 24. Noi am insistat asupra domnului ministru să vină, având în vedere că are o acțiune la Iași. În momentul în care va veni, mai mult ca sigur va verifica și celelalte investiții din județ, gen spitalul, gen ambulanța. Ambulanța Smurd a fost repartizată județului Vaslui împreună cu alte trei autosanitare printr-un proiect cu finanțare europeană implementat la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Est. Valoarea totală a celor patru autospeciale s-a ridicat la 1,4 milioane de lei. În județ vor mai ajunge încă un medic și o asistentă pentru a asigura turele la intervenții.